Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. Zi de sărbătoare pentru Biserica Sfântul Har al Ambiei. Gropi, apă și noroi, nimic nou pe anumite străzi din Giurgiu. Impozit de 5 ori mai mare pentru imobilele aflate în ruină. Candidații la bacalaureat pot scăpa de una dintre probe. Un atacant al Astrei de la Giurgiu, în Arabia Saudită. Sărbătoare mare pentru credincioșii ortodoxi, dar și pentru Biserica Sfântul Har al Ambiei din Giurgiu, care azi s-a sărbătorit hramul. Giurgiuvenii au umplut biserica până la refuz pentru a asista la slujba dedicată celui care a fost cunoscut ca mare făcător de minuni. Slujba a fost săvârșită de un impresionant sobor de preoți în frunte cu preasfinția sa, dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului. Credincioșii ortodoxi îl pomenesc în fiecare an pe 10 februarie pe Sfântul Har al Ambiei, un preot făcător de minuni care a trăit la sfârșitul secolului al II-lea, începutul secolului al III-lea. Întrucât și în Giurgiu există o biserică ce poartă hramul Sfântului Mucenic Har al Ambiei, zeci de credincioși au asistat la slujba de pomenire oficiată de un sobor impresionant de preoți în frunte cu preasfinția sa, dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului. Pentru că Sfântul Har al Ambiei este cunoscut drept făcător de minuni și apărător de boli, credincioșii au adus la biserică colivă și colaci pentru a fi sfințite de preoți. Tot de Sfântul Har al Ambiei se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea. Pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. În episcopia Giurgiului, părticele din moaștele acestui martir al bisericii se află în biserica parohiei Sfântul Mucenic Har al Ambiei din Giurgiu. Sfintele odoare au fost oferite lăcașului în anul 2009 de către preasfințitul părinte episcop Ambrozie. Noroi cât vezi cu ochii și gropi la tot pasul, pline cu apă murdară. Nu este descrierea vreunui sat uitat de lume, ci a unuia dintre cele mai mari cartiere din Giurgiu, cel delimitat de străzile Alexandriei și Ramadan. Strada Cerna, una dintre străzile secundare cu acces din șoseaua Alexandriei, este una plină de bălți și noroi, deși se află într-unul dintre cele mai mari cartiere din Giurgiu. În aceeași zonă, foarte multe alte străzi au același aspect, între ele fiind strada Cireșului sau strada Austrului, care, la fel ca celelalte, arată mizerabil. Peste tot noroi și gropi, unele atât de mari încât nu pot fi ocolite. Locuitorii din zonă sunt ba revoltați, ba resemnați. Așteaptă de zeci de ani o soluție, iar acum, după ce au fost realizate toate rețelele de utilități, nu înțeleg de ce nu se trece la asfaltarea străzilor. Culmea este că între timp au aflat că în evidențele municipalității unele dintre aceste străzi figurează ca fiind asfaltate. Dar nu vedeți noroiul și gropile? Nu poți să ieși cu un copil pe stradă să joace, am o nepoțică, nu poți să ieși cu ea, nu poți. Și cum ieșiți când sunt așa, când e vremea așa? Cu cizme, cu astea. Cu... Acum încă s-a mai scos un pic apa, dar să vedeți când plouă ce ieși. Să o asfalteze că e data asfaltată. Zice că e data de ani de zile asfaltată, dar nu e asfaltată. Ați încercat să vorbiți dumneavoastră? Cu cine să vorbim? De câte ori au venit, de câte ori au venit, le-am spus, de câte ori. M-am spus acum, s-a mai scos nițel. Dar să veniți să vedeți după o ploaie, după... Și sta să mai se topească zăpada din sus încolo. E noroi, nu poți să ieși. E prăpăd. Îngrozitor. Adică acum vreau să vă spun că arată cât de cât acceptabil. Dar sunt niște noroaie încât plecăm în cizme de cauciuc, ne schimbăm și tot așa. Deși am înțeles că figurează ca asfaltate aceste străzi de aici din zonă. De unde? Cum ați aflat? Nu mai contează cum am aflat. Important e că așa sunt acolo. De când locuiți în cartier? De când mă știu. Și așa a fost întotdeauna? Și așa a fost întotdeauna. Acum, după săpăturile cu canalizare, gaze, e îngrozitor. Mai țineți minte de când nu s-a făcut o reparație?
Păi, cred că de la ultimele alegeri, când a ieșit pentru primărie, exact, când a fost domnul Iliescu, a adus niște pietre. Deci nu pot să o numesc reparație, dar oricum. Cei care locuiesc de zeci de ani în acest cartier își amintesc că pe vremuri străzile parcă arătau mai bine, chiar dacă nici atunci nu erau asfaltate. Odată cu trecerea timpului, răbdarea oamenilor se apropie de sfârșit. Cam greu, adică am vrea și noi mai aranjați, din cauza că peste tot am mai văzut că s-a făcut și dorim și noi. Primăria, eu după mine, întotdeauna noi ce am făcut aici pe stradă, am contribuit noi, adică locuitori, curent electric, prima dată. A doua oară a fost un pavaj, a fost apa, a fost conducta care am băgat-o. Apă, inundație, adică de la deal la vale. Aici valea este cuprinsă de apă. Lumea încă a scos-o din curte, aici, la 6, până la colțul casei. Cu mare regret că am avut speranță în cei doi primari care am avut, adică Iliescu și Barbu, în care din joi în Paște mai dă pe aici și noi ne prezentăm mai rău ca la țară. Deci mergând în anumite comune, spre exemplu Braniște, Oinacu, chiar și Comasca, Pădurea Tare, mergem papuci. Noi suntem uitați, suntem ca în alte sărăcii și în alte sălbăticii. Obișnuiți să meargă zi de zi prin noroi și printre gropi, oamenii au început să nu mai creadă în promisiuni pentru că doar atât au primit. Din acest motiv, unii nici nu mai cred că va ajunge asfaltul și pe strada lor. Am primit niște înștiințări să facem toate racordurile până la sfârșitul anului acesta, că se va asfalta strada. Lucru care nu cred că se va întâmpla. În condițiile în care mii de giurgiuveni caută cu înverșunare un loc de muncă, există îndeleniciri în care meseriașii sunt pe cale de dispariție. Este și cazul meseriei de macaragiu, una foarte solicitată, dar și solicitantă. Ultimii ani au adus schimbări continue pe piața muncii din România și găsirea unui loc potrivit de muncă a devenit o preocupare cotidiană. Deși locurile de muncă vacante sunt din ce în ce mai rare, există și meserii în care se caută cu insistență personal calificat. Într-un 2015 foarte stresant, orice meserie este la mare căutare, dar la mare, mare căutare este o meserie care se face la și mai mare înălțime. Este vorba despre meseria de macaragiu. Stăm de vorbă cu Cristian Daniel, angajat al zonei libere pe funcția de macaragiu. Cum e acolo, la înălțime? Este o privire destul de frumoasă asupra orașului. Trebuie să fii bucuros că ai o meserie foarte plăcut de lucrat cu un utilaj de asemenea mărime. Dar este într-adevăr și o meserie foarte riscantă. Daniel Cristian are 42 de ani, este giurgiuvean și a lucrat din 1995 până în 2008 ca tâmplar carosier nave. S-a recalificat făcând cursuri de macaragiu și din 2008 lucrează pe macarale mari, într-o meserie despre care spune că îi solicită foarte mult atenția. Datorită situației că lucrezi cu oameni în împrejurimile tale, trebuie să prevezi din timp ceea ce se poate întâmpla asupra utilajului, să anticipezi fiecare mișcare din timp, fiind solicitant și datorită faptului că intemperiile pe care se spun asupra macarei, adică vântul în general, te poate deplasa de la punctul de lucru în care vrei să ajungi și în care sunt împrejurim și alți oameni cu care lucrezi la locul respectiv. Daniel Cristian lucrează cu macaraua de pe cheiul zonei libere în două ture de câte 8 ore, dar dacă este mult de lucru, stă și peste program. Meseria lui îi impune nu numai să fie la înălțime, dar și să stea ore în șir fără să coboare pe pământ. Se mai și prelungește sâmbăta programul ca să facem față la comenzile pe care le avem. Nu putem să lăsăm clienții. Îmi spuneți-vă odată ce ați urcat acolo la începutul turei, mai coborâți până terminați serviciul în ziua respectivă? Da, se coboară la pauza de masă sau dacă în situația în care se trebuie schimbat utilajul, având două macarale în zona liberă pe care se lucrează, schimbăm utilajele între ele datorită situației navei în care trebuie să descărcăm de la prova, la pupa, de situația în care ne aflăm. Macaragiul este mereu în permanență singur în cabină și din când în când la el mai urcă doar electricianul de întreținere, numai când apar probleme neprevăzute. Cu privire la meseria pe care o practică pe macaraua românească construită în 1984, eroul nostru are o părere aparte. Este o meserie frumoasă dacă îți place să o faci.
Elevii pot fi scutiți de susținerea probei de competențe digitale și de cea de limbă modernă de la bacalaureat. Ei pot echivala probele cu certificate de competență recunoscute la nivel internațional. Peste 50 de elevi maioreșieni au obținut anul trecut astfel de certificate. Aproximativ 10.000 de elevi români nu susțin anual proba de competențe digitale și alți 7.000 pe cea de limba modernă din cadrul examenului de bacalaureat. Liceenii echivalează probele cu certificate recunoscute de Ministerul Educației. Proba de competențe digitale la bacalaureat a fost introdusă din anul școlar 2009-2010. Elevii pot renunța la această verificare dacă prezintă un certificat european Computer Driving License, pe scurt ECDL. Același lucru este valabil și pentru proba orală de limba modernă. Un centru de unde liceenii pot obține astfel de certificate funcționează la Colegiul Național Ion Maiorescu. În anul școlar 2013-2014, 23 de elevi giurgiuveni au obținut certificate de competențe lingvistice prin susținerea examenelor Cambridge. Alți 30 de elevi au obținut certificate ECDL și au fost astfel scutiți de susținerea probei de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat. Programa pentru evaluarea competențelor digitale și obținerea certificatului european Computer Driving License corespunde materiei pe care liceenii o parcurg în cadrul orelor de informatică de la clasele a 9-a și a 10-a. Astfel, elevii se pot pregăti chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea acestei certificări cu recunoaștere internațională. În multe orașe din țară, dar și din Giurgiu, există clădiri în paragină, părăsite de proprietari, pericol pentru trecători și un aspect urât pentru oraș. Pentru că până în prezent nu s-a găsit o soluție pentru a-i determina pe proprietar să intervină, s-ar putea recurge la supraimpozitare. Cine nu-și repară clădirea plătește un impozit de 5 ori mai mare față de cel actual. Clădiri precum aceasta din spatele meu nu numai că au fost părăsite de proprietari, dar reprezintă și un pericol pentru cei care trec pe lângă ele. Pentru a-i determina pe proprietari să le repare sau să le vândă, primăriile ar putea percepe impozite și de 5 ori mai mari față de cele care sunt plătite acum. Propunerea vine din partea Asociației Municipiilor din România și a fost însușită de Ministerul Finanțelor. Doar 2 ani mai au la dispoziție cei care dețin terenuri sau imobile aflate în paragină. Prin codul fiscal, primăriile vor avea posibilitatea să majoreze impozitele pe proprietățile degradate. Propunerea a venit din partea Asociațiilor Municipiilor din România, iar Ministerul de Finanțe a fost de acord cu măsura care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Până la aplicarea acestei decizii, primăriile trebuie să inventarieze toate terenurile și clădirile aflate la stadiul de ruină sau într-o stare avansată de degradare. O problemă o reprezintă însă clădirile care sunt considerate monumente istorice, care nu pot fi demolate, iar costurile reparațiilor ar fi enorme. Inițiativa asupra taxării imobilelor aflate în degradare ridică și probleme legate de aplicare. Majorarea de 5 ori a impozitului nu ține cont de forma de proprietate și de destinația imobilului, fapt pentru care nu doar deținătorii depozitelor și platformelor industriale părăginite vor fi buni de plată, ci și proprietarii de terenuri, case sau apartamente. Dacă va fi aprobată de guvern, măsura asupra taxării ruinelor industriale ar putea intra în vigoare cel târziu la începutul anului viitor. În filiala Giurgiu a noului PNL au apărut din nou nemulțumiri. Foștii membri ai PDL cu cei fostului PNL nu prea se înțeleg, sau cel puțin așa reiese din declarațiile pe care le-a făcut ieri seară copreședintele formațiunii liberale, Gheorghe Ștefan. Gheorghe Ștefan, unul dintre cei doi copreședinți ai PNL Giurgiu, a organizat ieri seară o conferință de presă la sediul fostului PDL. Dacă nu cu mult timp în urmă spunea că nu este interesat de o candidatură la președinția Consiliului Județean, acum Gheorghe Ștefan s-a răzgândit, poate și pentru că, între timp, președintele de la județ, Vasile Mustățea, a părăsit funcția de conducere din partid. Am văzut că anumiți lideri invocă starea de sănătate ca să fie absolbiți de anumite funcții. Eu sunt inginer de meserie și vreau să spun că și reciproca e valabilă. Am să invoc și o stare de sănătate perfectă, fizică și mentală, în care mă aflu, și coroborate cu pregătirea profesională, cu statutul social și cu experiența pe care o am, cred că împreună cu dumneavoastră și cu giurgiuvenii pot să fac un proiect de județ foarte bun. Și nu voi pleca de aici. Trebuie să se lucreze altfel în județul Giurgiu. Dacă tot a început seria atacurilor la conducerea județului și a președintelui Vasile Mustățea, Gheorghe Ștefan nu s-a oprit. El a comentat și pe marginea a două dintre deciziile recente din administrația județeană. Dezaprob numirea domnului Buduru în
funcția de director al muzeului. Mi se pare o brăznicie. E mult prea mult. E mult prea mult pentru județul ăsta. Un muzeu de istorie e o chestie super calificată. Cum să mă duc eu, inginer sau ce-i fi, între muzeografii? Ce mă califică? Ce mă recomandă chestia asta? La fel de mult dezaprob numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean a domnului Matei. Dom'le, numai de dragul de a face majorități, fără finalitate în interesul cetățeanului și al giurgiuveanului, nu are sens. De-aia nici spitalul nu merge, de-aia nici teatrul nu merge și funcționează ca... Așa cum știți bine că funcționează. Liderul fostului PDL Giurgiu a mai spus că până la această dată nu a avut o întâlnire cu celălalt copreședinte liberal, deputatul Raluca Surdu. Aceasta în condițiile în care de la numirea Ralucăi Surdu în funcție au trecut aproape 2 săptămâni. Giurgiuvenii au ocazia să vizioneze în lunile februarie și martie piese de excepție la Teatrul Tudor Vianu din municipiu. Repertoriul este alcătuit atât din piese care au fost puse în scenă la Giurgiu de mai multe ori, cât și din spectacole în premieră. Prima reprezentație va avea loc vineri 13 februarie de la ora 19. În luna februarie, la Teatrul Tudor Vianu vor fi puse în scenă 3 dintre piesele cele mai iubite de către public. Giurgiuvenii vor avea ocazia să revadă comedia ce a câștigat în 2014 concursul Dramaturgie în 2. Este vorba de Taj Mahal, o piesă ce îi are în distribuție pe Violeta Teașcă și Vasile Toma, în regia lui Florin Antoniu. Pe vinerea aceasta avem de la ora 19 spectacol cu Taj Mahal, spectacol în care joacă Violeta Teașcă și Vasile Toma, piesă care a câștigat concursul Dramaturgie în 2, ultima ediție, a 5-a, în octombrie trecut. Autorul Laurențiu Budău, regia Florin Antoniu. După care, joia care va urma acestui spectacol, joi 19 februarie, vom avea spectacolul Secretul Atomic, cu Violeta Teașcă și Pavel Bârsan, unul dintre cei mai apreciați actori de improvizație din România la ora actuală. Secretul Atomic de Lucia Verona este o altă piesă care se află pe punctul de a câștiga un premiu la Festivalul Național de Comedie și care va putea fi vizionată de giurgiuveni pe 19 februarie. Apoi, doar cu o zi înainte de încheierea lunii februarie, iubitorii de teatru vor urmări rezultatul unei colaborări reușite româno-bulgare, piesa 46 de pași. Personajele piesei, ce va fi jucată pe 15 iunie și la Ruse, la Atelierul European de Teatru, sunt interpretate de actorii Pavel Bârsan, Mihai Râp Pan și Alexa Popa. O altă premieră va avea loc pe 15 martie cu piesa pentru tineri Derbedeu de nota 10. Apariția primei reviste periodice de literatură editată în Giurgiu a devenit o realitate. Colectivul de redacție lucrează cu spor la acest proiect, iar inaugurarea revistei Jurnal de Literatură este pregătită pentru sfârșitul lunii. Inițiativa a apărut la finalul anului trecut și a fost strecurată printre rigorile apariției lunare a volumelor din Biblioteca Giurgiuveană. Coordonatorul proiectului este Dan Mucenic, despre care Ovidiu Ianisoaia spunea prin anii 90 că pornește ziare ca și cum ar parca mașina în garaj. Una peste alta, noua publicație va avea un format intermediar în 48 de pagini, dintre care 4 color, și va fi prima revistă exclusiv de literatură apărută la Giurgiu. Nu o fac pentru a... face concurență, Doamne ferește. Vreau să demonstrez, dacă mai trebuie demonstrat, că Giurgiu are un potențial literar cu totul și cu totul impresionant. Multe dintre valorile literare ale Giurgiului nu mai sunt în localitate, iar Jurnalul de Literatură își propune tocmai să adune la un loc, între coperțile sale, condeele rătăcite prin lumea mare. Am fost bucuros să primesc materiale pentru această revistă, care vreau să cred că va apărea în luna februarie, inclusiv de la Eugen Șerbănescu, care e consulul României la Bolonia, inclusiv de la Liliana Nicolae, care e la București, de la Gabriel Ghincea, care e la Suceava, de la Dumitru Lupu, care e la Constanța,
Deci oameni care se apropie, se reașează în jurul Giurgiului pentru a face o revistă de literatură. Revista Jurnal de Literatură, care va apărea probabil cu numărul său pilot la finele lui februarie, este subvenționată de Patronatul Bibliotecii Consiliul Județean și va fi tipărită într-un print tiraj de minim 200 de exemplare. Cererea angajatorilor pentru persoane calificate în diverse meserii crește de la o zi la alta. Pentru că una dintre meseriile cele mai solicitate este cea de patiser, tot mai mulți giurgiuveni trecuți de prima tinerețe vor să se recalifice în această profesie. 28 de persoane din municipiu frecventează în prezent cursuri de specializare în domeniul patiseriei. Cursurile se desfășoară prin Centrul de Pregătire Profesională Nova Force Tehnic, în colaborare cu AJOFM Giurgiu. Pateuri, saleuri și merdenele sunt doar câteva dintre produsele care ocupă primele locuri în preferințele consumatorilor produselor de patiserie. Pentru că un astfel de produs poate fi consumat indiferent de anotimp, tot mai multe persoane încep să-și deschidă mici afaceri în acest domeniu. Astfel a crescut și cererea pentru persoanele calificate în această meserie și, ca urmare, 28 de persoane din municipiu au început de astăzi să urmeze cursuri în domeniul patiseriei. De astăzi am început un curs de patiser. Cursul va dura 2 luni și jumătate, 120 de ore, practic. Vom desfășura împreună partea teoretică, iar partea practică se va desfășura într-un laborator de patiserie. Câte persoane avem înscrise la acest curs? La acest curs sunt înscrise 28 de persoane. La sfârșitul cursului ei vor primi un certificat de absolvire al cursului, da, o diplomă eliberată de Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Educației. Cursurile se desfășoară prin Centrul de Pregătire Profesională Nova Force Tehnic, în colaborare cu AJOFM Giurgiu. Meseria de patiser este practicată mai mult de femei, însă lipsa locurilor de muncă îi determină și pe bărbați să se recalifice în astfel de profesii. Am ales la acest curs pentru că îmi place meseria și vreau o calificare și vreau să găsesc în continuare de lucru. De cât timp căutați un loc de muncă? Cam de vreo 2 ani. Și n-am știut de cursuri, acum am aflat și m-am înscris la cursul de patiser. Pentru că nu am o vechime în muncă, am alte calificări și am zis să mai încerc o altă calificare, poate reușesc. A câta calificare ar fi aceasta? A doua. Da, am mai făcut un curs, nu am găsit, am încercat din nou, poate reușesc până la ieșirea la pensie. Având în vedere că actualmente nu am un loc de muncă, doresc să mă calific într-o altă meserie. Dar de ce tocmai meseria de patiser? Știu că aceasta este o meserie căutată mai mult de femei. Femeile sunt egale cu bărbați. Și bărbații poate să desfășoare activitate de patiser. De cât timp căutați un loc de muncă? De anul trecut, din decembrie. Și credeți că odată ce veți face acest curs, veți avea ocazia să lucrați într-o patiserie? Sunt sigur 90%. La final, cursanții vor susține un examen în urma căruia vor obține un certificat de absolvire care să ateste specializarea frecventată precum și o subvenție în bani. În același timp, cei interesați să obțină o calificare pot urma și cursuri pentru meserii ca îngrijitor bătrân sau coafeză. Înscrierile se fac de luni până vineri între orele 9-17 la sediul Nova Force pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 3. Relații suplimentare puteți afla la numerele de telefon 0725 402 064 și 0726 120 734. A trăit în Carolina de Nord, dar a crescut în Virginia. Este un muzician american recunoscut pentru calitățile sale vocale, care îi permit abordarea mai multor genuri muzicale. Roberta Fleck este unul dintre sărbătoriții zilei de 10 februarie și unul dintre cei mai tineri studenți înscriși vreodată la Howard. Anul nașterii compozitoarei și interpretei americane Roberta Flack este diferit precizat în surse. Artista s-a născut pe 10 februarie precis, însă anul poate fi ori 1937, ori 1939. La 9 ani studia cu interes pianul, la 15 devenea unul dintre cei mai tineri studenți ai Universității Howard, pe care o absolvea la 19 ani. Cu o voce impecabilă, Roberta putea aborda orice gen muzical, însă jazzul, popul și R&B-ul au făcut-o foarte iubită în rândul public.
publicului, deși mult timp a crezut că pianul clasic îi va fi de-a lungul vieții cel mai bun prieten. Viața a vrut să fie altfel și a dăruit americancei două premii Grammy consecutive, în 1973 pentru melodia First Time Ever I Saw Your Face și în 1974 pentru Killing Me Softly With His Song. Câteva importante piese sunt interpretate de Roberta în duet cu Peebo Bryson, Maxi Priest sau, mai apropiatul profesional vorbind, Danny Hathaway. Din 1999, Roberta Flack, americanca ce a crescut în Virginia și a trăit în Carolina de Nord, artista care a oferit lecții de pian la Washington DC, este și cea care deține o stea pe Hollywood Walk of Fame. Iată acum și cele mai recente informații din sportul giurgiuvean. Bine v-am regăsit la știrile din sport. Dat ca și transferat la echipa ucraineană Metalist Harkov, Bucarist a dat s-a întors la 180 de grade și a ales să se transfere la o echipă din Arabia Saudită. Fostul atacant de la Astra Giurgiu va evolua pentru formația Riyad Al-Solah. Atacantul ghanez Bucari Sadat, în vârstă de 25 de ani, a părăsit-o pe Astra Giurgiu în această iarnă. Acesta nu a pierdut timpul după ce și-a încheiat contractul cu giurgiuvenii și deja se înțelesese cu Metalist Harkov, o formație din campionatul Ucrainei. Atacantul nu a mai ajuns la consens cu ucrainenii și, în schimb, a ales o țară mai caldă. Bucari s-a lăsat ademenit de căldura deșertului și a dat curs ofertei venite din partea unei formații din Arabia Saudită. Ghanezul a semnat un contract pe un an și jumătate și a postat o poză pe un site de socializare în care apare cu șeicii celor de la Al-Solah. Fostul astral se va pregăti la Al-Solah sub îndrumarea unui antrenor român, Eusebiu Tudor, care se află cu formația saudită pe ultimul loc în campionat. Înainte de a pleca de la Astra, Bucari a postat un mesaj de rămas bun pentru fosta sa echipă. Părăsesc Astra cu tristețe, dar știu că o voi face mândră de mine dacă merg înainte. Mulțumesc, Astra, îți voi fi pe veci recunoscător. Un alt fost astral s-a pozat cu semnele noii sale echipe. Marian Cristescu a îmbrăcat tricoul alb-roșu al lui Dinamo București. Cristescu se va reîntâlni cu Astra în ultima etapă din actual sezon, atunci când Dinamo primește vizita Astrei pe arena din Ștefan cel Mare. Jucătoarele de tenis de masă Andreea Pantelimon, Denisa Chireceanu și Teodora Giulica au fost ieri seară invitate la emisiunea Sport Arena. Cele trei fete sunt componente ale lotului național de junioare și acum ele speră să poată accede în Superliga Națională cu echipa pe care o formează la CSM Giurgiu. Fetele Denisa Chireceanu, Teodora Ciulică și Andreea Pantelimon au vorbit ieri seară la emisiunea Sport Arena despre posibilitatea ca echipa pe care o formează să ajungă în prima ligă a tenisului de masă românesc. Noi acum jucăm pentru Superliga, o să se facă iarăși etape, o să se joace fiecare cu fiecare și dacă te poziționezi în primele două echipe, poți să urci în Superliga. La ultimul concurs la care au participat, fetele au obținut 2 victorii și 3 înfrângeri, plasându-se în cursa pentru play-off-ul promovării în Superliga Națională. Au fost 8 echipe participante și a fost greu, bineînțeles, deoarece am avut de-a face, cum a spus colega mea mai înainte, am avut de-a face cu jucătoare care erau mai în vârstă decât noi și care au mai multă experiență. Acestea sunt junioare și concurează la categoria de senioare, iar singurele formații de care se tem sunt cele care deja ocupă primele poziții în clasament, Pristavul Câmpul Lung și Politehnica Cluj-Napoca. Ne-am bucurat, bineînțeles, să ajungem din anul acesta în Superliga. Dar nu ne bazăm pe asta, ne batem, ne străduim să ajungem, însă mai este de așteptat, sunt jucătoare mult mai mari decât noi. Fetele vor să își atingă neapărat obiectivele, iar pentru acest lucru se antrenează în fiecare zi. Doar atât pentru astăzi, eu sunt Alex Iordănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare vă urez toate cele bune!
fost frig azi la Giurgiu, dar am avut și soare și puțină ninsoare. Cum va fi miercuri, aflați din rubrica Meteo. Meteorologii ne anunță că următoarele zile vor fi dominate de o vreme rece pe alocuri geroasă. În plus, diminețile vor fi însoțite de ceață, iar în unele regiuni va fulgui. Vremea se va menține rece pe parcursul zilei de miercuri, local geroasă dimineața. Cerul va avea norări și trecător va fulgui, iar vântul va sufla slab și moderat. La orele prânzului, temperatura maximă va fi de minus 2 grade Celsius la Bolintin Vale, Mihăilești, Hotarele, minus 1 grad la Ghimpați, Izvoarele, Comana și 0 grade la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 13 km din direcția nord-vest, presiunea atmosferică 762 mm coloană de mercur, iar umiditatea 59%. Apele Dunării sunt în scădere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă fiind 427 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu de la 19.45. Mariana Brăgaru vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. De la 21 începe emisiunea Suflet Tânăr. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!